Bună, dragii mei, ne revedem din nou după ce am mâncat papanaș, știu, ne simțim vinovați cu toții, dar în această seară introducem fructul minune, fructul care poate fi folosit atât în dietele de slăbit, cât și în rețetele obișnuite. Nu vă spun de la început care este acesta, cu siguranță o să vă dați seama singur. Are mai mult potasiu decât bananele. Este o mare sursă de fibre pentru organism. Ce să vă mai spun, că conține doar colesterol bun și este foarte bun inclusiv ca și medicament, în ghilimele, sigur că da, nu va înlocui niciodată medicamentele adevărate, dar poate fi un substitut alimentar pentru bolile de inimă. Și fără doar și poate, dacă vă spun acum ultima idee, o să-l recunoașteți. Este folosit în rețeta de guacamole. Ați ghicit? Avocado. Pentru rețetă am ales așa, două fructe de avocado foarte, foarte coapte, o roșie, un lime, usturoi, ceapă, vestitul ardei iute și, ca să fie și mai picant, eu o să adaug și puțină boia, piper și sare. Iar la sfârșit, pentru savoare, în momentul în care îl pregătiți pentru a doua zi, vă sfătuiesc, lăsați sandvișurile cu guacamole cu puțină crenguță de rozmarin și o să aibă un gust minunat. Să procedem, așa cum am învățat de la început, ne spălăm pe mâini. În bucătărie asta vom face întotdeauna, de la început. Spălăm și avocado. Rețetele de regulă vorbesc de două variante. Una, cum că ar trebui, am putea să tăiem avocado în două și să luăm cu o linguriță miezul, sau, sincer, eu prefer, de ce să ne complicăm, să îl curățăm, nu ne ia nici mult timp și scăpăm de orice grijă, pentru că utilizăm din el, evident, doar fructul acela cremos, pe care cu siguranță dumneavoastră îl recunoașteți în mai multe rețete, nu numai în cea pe care o vom face astăzi. Vedeți cât este de copt, că practic nici nu este nevoie să trag foarte mult cu lama cuțitului peste coaja fructului. Indiscutabil am auzit de el ca de fructul minune, așa cum vă spuneam la început. Este soluția ideală și pentru o cină absolut frugală, în care nu mai vrem să mai gătim absolut nimic. Începem să scoatem ușor miezul. Nu trebuie să arate foarte, foarte estetic, pentru că acest miez îl vom face un piure în final cu celelalte ingrediente. Doar decojim de pe sâmbure. Ca să nu munciți extraordinar de mult, alegeți fructul care să fie foarte, foarte copt. Textura lui cremoasă o să vă ajute foarte mult și la momentul în care veți începe să gătiți. Îl punem în bol. Spălăm. Și tăiem și roșia. Sigur că aveți la îndemână și varianta blenderului, în care absolut toate ingredientele vor lua textura de cremă.
Sincer vă spun, mie îmi place să văd bucățile în mâncare. Se spune că dau și o sațietate mai mare în momentul în care vezi fiecare ingredient în parte. Avocado este un fruct care se oxidează ușor. Ăsta este rostul lămâii, pe care trebuie să o adăugăm rapid după ce am adăugat și măcar unul dintre ingrediente. Lămâia îi va menține culoarea și nu îl va lăsa să se oxideze și să-i dea culoarea aceea de maroniu închis. Vă spuneam că masa de lucru trebuie să fie în permanență curată și aranjată, ceea ce fac și eu acum, tocmai ca să avem un cât mai mult control asupra ingredientelor. Urmează ceapa și procedura aceea de care vă povesteam încă din prima emisiune. N-am cum să găsesc ceapă deja tăiată. Ar fi o idee să propunem să se găsească în magazine. Ceapa e mică. Rostul ei este să dea gustul acela ușor, foarte ușor picant, dar de restul se vor ocupa boiaua, piperul. Am adăugat și ceapa. Usturoiul parcă nu e chiar așa de dramatic de curățat. E mai blând cu noi gospodinele. Ceea ce face întotdeauna diferența. Un mic truc pe care l-am învățat și eu. Ca să nu vă usture niciodată mâinile în momentul în care tăiați ardeiul iute, este bine să vă ungeți mâinile cu puțin ulei de măsline sau ulei simplu. În felul acesta nu o să vă ștergeți la ochi cu mâinile după ce ați curățat, dar nici nu o să se îmbibe în pori iuțeala ardeiului. Să-l tăiem. Pe cât posibil
bucățele foarte, foarte mici. Vedem. Îl lăsăm deoparte pe cealaltă bucățică. Un praf de sare. Puțin piper. Un praf de boia. Sigur că dacă aveți la dispoziție în casă, puteți adăuga și coriandru. Începem să pasăm totul. Am ajuns la o textură de cremă și am înlocuit lingura cu furculița ca să omogenizăm, să fim siguri că iese chiar o cremă. Punem și foarte, foarte puțin ulei de măsline. Avocado oricum este recunoscut ca un fruct foarte, foarte unctuos, foarte cremos, dar îl ajutăm puțin pentru că roșiile au și apă și să se lege mai bine. Vedeți că am obținut deja o pastă omogenă. O las puțin ca să mă ocup de sandvișurile. Tot timpul spunem că mâncarea pe care o gătim trebuie să fie și aspectoasă. Sigur că am ales pâine neagră și ca să fiu sigură că nu mâncăm nici prea mult, doar atât cât ne trebuie. Și mâncarea are și un aspect plăcut. Am luat formele acestea. Ele chiar întotdeauna cum ne-am dorit, dar ne imaginăm că avem steluțe și inimioare și atunci viața noastră e și mai frumoasă și mai gustoasă când o să mâncăm guacamolele în bucăturile de guacamole. Uitați, dragii mei, o să fie un guacamole cu dragoste din partea noastră. Facem și o steluță. Sigur că astea le faceți și dumneavoastră acasă. Spuneam că gătim pentru serviciu și atunci mi-ar fi foarte simplu ca în pachetelul pe care îl luăm să ne facem genul acesta de îmbucături numai bune, să deschidem pachetul și să mergem cu colegii în pauza de masă. Crezut că dintr-un fruct pe care noi îl considerăm desert îl putem combina cu
și să ne iasă o mâncare sățioasă de seară și de prânz. Frunzele de rozmarin le puteți lăsa în pachet. Așa arată platoul din această seară, steluțe și inimioare cu dragoste, cu guacamole, rozmarinul care dă savoare mesei. Iar aici deja ne pregătim pentru serviciu pentru mâine. Le închidem bine. Le punem la frigider. Are mai mult potasiu decât bananele. Este o mare sursă de fibre pentru organism. Ce să vă mai spun, că conține doar colesterol bun și este foarte bun inclusiv ca și medicament, în ghilimele, sigur că da, nu va înlocui niciodată medicamentele adevărate, dar poate fi un substitut alimentar pentru bolile de inimă. Până mâine seară, nu uitați, dragii mei, că ingredientul principal în toată bucătăria dumneavoastră trebuie să fie dragostea. Poți să ai doar un praf de sare sau doar un bob de orez. Dacă ai dragoste, cucerești o lume întreagă. La revedere!